plânge soția, a rupt tot în curte, s-a învârtit în curte cu tractorul. Ne-a luat gardul, tractorul, ăsta, ăsta. Mam, a intrat în curte la mine cu tractorul, ăsta. Ia uite-l. Bă, cine e ăsta, bă, a plecat? Stai așa, trag mașina mai în spate, poate mă ia cu totul să mă bag pe ceva. Mamă, ne-a luat gardul. Ești nebun? Hei, stai pe loc! Stai pe loc! Stai pe loc! Oprește-te! Deschide tractorul! Deschide! Coboară acum! Deschide ușa și coboară! Deschide ușa! Deschide ușa! Deschide ușa, ok, hai, deschide ușa. Deschide ușa acum. Deschide ușa. Deci în momentul ăsta deschizi ușa. Deschide ușa. Bă, deschide ușa. Deschide ușa. Băga mea și mea de oglindă. Omule, ce faci? Coboară acum, te rog. Coboară acum! Coboară acum, ai intrat la mine în curte, ești nebun la cap? Bă, mi-ai luat mașina, mi-ai luat gardul, a intrat tot! Ai intrat în curte! Omule, ai intrat în curte, ești normal? Te rog să cobori acum! Hai, te rog frumos, hai, coboară! Trage frâna! Omule, gata, hai! Nu se întâmplă nimic, te rog, coboară! Te rog să cobori acum! Coboară, te rog frumos! Stau aici pe colț. Deci stau pe colț. Coboară acum, te rog frumos. Coboară din tractor. Coboară din tractor în secunda asta. Cobor din tractor acum. Deci cobori acum din tractor. Coboară din tractor, omule, te rog frumos, coboară din tractor. Deci, domnule, te rog frumos să cobori acum din tractor. Te rog frumos, coboară din tractor. Omule, dă mâna, coboară din tractor. Hai, vino, hai, stai jos să vorbim, lasă tractor, oprește motorul. Hai, oprește motorul, te rog frumos. Oprește motorul la tractor. Oprește motorul. Lasă, te rog frumos, lasă. Oprește și coboară acum, hai. Oprește și coboară. Coboară acum. Coboară din tractor. Nu-ți dau nicio cheie, ce cauți? Așa la volan. Mi-a intrat în curte, omule, tu înțelegi? Mi-a intrat în curte, a intrat pe o parte și a ieșit pe uliță. A intrat prin mijlocul curții, ai rupt gardul. Băi, mi-a intrat prin curte, ieși, coboară acum. Vine poliția, coboară acum. Băi, tu te uști, ești țeapăn. Cum să urci așa la volan? Bă, omorai pe cineva dacă era cineva în curte. Am copii, mi-a intrat prin curte. Ieși acum, coboară jos, nu-ți dau nicio cheie. Ieși acum, că vine poliția acum. Băi, prietene, ieși acum. Pe mine nu mă interesează. Mă duc. Deci. Deci, uite, ăsta e copacul de la mine. Nu. Băi! Băi, uite-te aici. Mi-ai rupt tot în curte. Ai stricat tot, înțelegi? Vei plăti tot. Vine acum poliția. Nu primești nicio cheie. În ce stare ești? După ce vine poliția, îți dau. Eu n-am treabă cu tractorul tău. Tu vii și plătești tot. Ai rupt două garduri, trei și la Marcel. Ai intrat în trei garduri și a rupt tot în curte. Plânge Sabina acum din mai poate. O intrat prin gard, o intrat așa de drept de pe șosea, o intrat prin o și pe ulei. Deci nu e posibil așa ceva. Uite, ce e ăla din spate? Explică-mi și mie, ce e asta? Ăsta nu e gardul, uite. Gardul. Ăsta e gardul lui Marcel, nu e gardul meu. A meu e rămas prin urmă. N-ai mers încet. Nu-i normal așa ceva. Așteptăm să vină poliția și vezi după aia. Că spun asta... Da. Te amețesc mai tare cu lumina. Da. Ai stricat tot. Eu sunt om de om cu tine. Dar ce ți-am făcut eu ceva? Ți-am făcut eu ceva? Ca să umbli tu în momentul de față așa, băut. La volan. Dacă era cineva în curte. Am copii, tu înțelegi ce am spus? Am copii, dacă erau copilul în curte. Ai intrat prin mijlocul curții. Ai rupt toți copacii, tot. E normal așa ceva? Cheia, uite-o aici. Te rog frumos.
după nu mă duc. Acum sau? Cum vă numiți? Mergeți cu mine, oricum. Să vină în curte să vadă exact ce au făcut, că el nu știe. Dar oricum mâine dimineață o să vadă că... Hai să-mi bag, deci nu mai pot tremur tot. Frumos sau mergem? Orică frumos, că nu e. Uite că așa nu știu cum altfel. Doamne ferește, deci nu-i posibil. Plânge soția, a rupt tot în curte. S-a învârtit în curte cu tractorul. S-a învârtit cu... Păi asta, a intrat pe o parte, nu știu. Deci nu pot să cred în ce situație ne aflăm. A intrat ăsta la noi în curte, a zis te țeapăn. L-a luat acum poliția, pur și simplu terminat. Deci tremur tot, sunt nervos maxim, mă abțineam, vă spun că se poate sincer să nu-i articulez una. Mă abțineam, vă spun sincer. Mă abțineam să nu-i fac ceva. Deci eu nu știam prima dată, eram în casă cu toții, mă sună Sabina, că eram aici în cameră, editam, mă sună și vezi că a intrat unul cu tractorul în curte, du-te după el. N-aș știu exact la ce să mă aștept. Și că ne-a luat gardul, am crezut că a luat gardul cum s-a mai întâmplat în urmă cu ceva timp, că a luat gardul cu, mă gândeam că e vreo, nu știu, vreun utilaj și s-a agățat de plasă, fiind aproape de, zbulversa, deci a agățat plasa, mă gândeam, știi, și a tras-o cu totul, că s-a mai întâmplat treaba asta și a plecat cu gardul, cu o parte din gard, cu plasă, după utilaj. Ei bine, nu, de data asta a intrat cu tractorul prin curte, a intrat pe șoseaua principală la 2 metri de mașină, era mașina la poartă. Ceasul este 7 în momentul de față, 7 și 6 minute, s-a întâmplat asta în maxim, acum 30 de minute, acum 4, deci era 6 și jumătate sau 6 și un sfert, ceva de genul. Pur și simplu, n-am auzit nimic, efectiv, tractorul sau ceva, pur și simplu, nu, ați văzut tractorul, e unul de la model mai nou, cred, nu mă pricep la tractoare, destul de micuț, nici foarte mare, bă, și-a luat gardul, bă, nu se vede bine, mă duc acum să filmez, mâine dimineață se vadă toate pagubele, a rupt aproape toți copacii. Tot aproape a stricat, tot e stricat acolo, trandafiri, flori, în fine, astea n-au importantă, bine că nu era cineva în curte, că nu mi-a omorât vreun câine, vreo pisică, că n-a călcat, nu știu, s-a oferit, nu au fost pe moment acolo, că nu eram prin curte, eu sau cineva, e abia 6 seara, s-a întâmplat asta, deja 6 și un sfert, cred că acum, că de mai bun de jumătate de oră stăm afară și mă cer cu el, m-am chinit. Am încercat să filmez, nu mai aveam memorie pe telefon, efectiv, nu știu cum se putea întâmpla asta. Noroc că am filmat câteva secunde și eu am filmat, de fapt, am zis că filmez vreo 10 minute, tot stăteam cu telefonul înspre el, așteptam să vină poliția, a venit, nu știu, cred că în 10-15 minute a venit foarte repede, ok, și acum aștept să vină criminalistica să facă poze, mi-a spus să bagi la dosar acolo, deci sunt bulversat, sunt terminat, Sabina săraca nu mai poate plânge, îmi vine să plâng și eu de nervi, efectiv, vă dați seama, să-ți intre în curte, a făcut drifturi prin curte, pot să zic așa, s-a învârtit prin curte pe acolo, prin porțiunea aia, prin grădină, încercând să iasă, cât de beat să fii, cât de prost să fii, ca să pur și simplu să stai, nici nu găsesc cuvinte, nici nu vreau să spun alte cuvinte, că la nervi pot să spun alte tâmpenii și nu vreau, eu nu mai pot, tremur de nebunesc, îmi vine să urlu, să... N-aveți idee, să-ți intre un bețiv, un tâmpit idiot. Nu-l cunosc, n-am idee cine este, dar mi-a spus un vecin că efectiv omul ăla, că bea tot timpul, e bea țeapă în tot timpul. De ce îl lași cu tractor? De ce eu pe ăla l-aș băga la pușcărie instantaneu? Deci s-a mai întâmplat acum un an, doi, acum vreo 2 ani, o fază de genul, cu cineva care era beat și la fel pe aceeași uliță, noi fiind la capăt de stradă, umblă toți bețivii. Cu străzile astea două aici, strada mea, care să zic că e stradă, deci e strada asfaltată, a intrat pe asta, a intrat în curte, s-a învârtit, a rupt tot și a ieșit pe partea cealaltă, pe uliță, pe unde nu e asfalt. Și a intrat în gardul vecinului, noroc că nu știu cum s-a oprit, că casa lui era la 3 metri, deci cât pe ce, dacă o să vedeți, mâine putea să intre în casă, să intre în casă peste el cu tractorul. Deci nu mai pot, sunt maxim de nervos. Aștept să vină acum poliția, să văd criminalistica ce zice și care e treaba cu daunele. Mâine la prima oară trebuie să mă apuc să fac gardul, că na, avem animale, copii, poate să iasă pe stradă sau să intre alte animale. Deci nu e vorba neapărat de gard, dar ok, știu că asta se repară imediat. Mai rău mi-e de copaci, mi-e ciudă, sincer, și mie și Sabine, deci nu mai poate plânge pentru că copacii ăia, anul ăsta trebuia să fie super roditori, mă gândesc așa, știi, ca o idee, deci sunt într-o stare atât de proastă, pentru că copacii ăia erau frumoși, deci i-a rupt din rădăcină, efectiv, i-a stricat pe toți, i-a rupt crengile, i-a terminat, i-a distrus.
Mai sunt 2 sau 3 neatingi, deci nu pot să cred, treaba de zi. Îmi vine să... Deci nu pot să cred așa ceva, m-am săturat, îmi vine să... Deci, e aiurea că suntem poziționați între două străzi. Și e aiurea că suntem la capăt de comună și toți proștii, toți bețivii, efectiv, care nu au permis. Bine, la tractor, dacă vrei să mergi cu tractorul prin câmp, nu, nici nu-ți trebuie, poate, permis. Adică nu-ți trebuie sigur, că nu e drum public. Dar el merge pe drum public cu el aici. Deci nu are voie așa ceva. Și nu știu cum care-i șansa. Deci am înțeles că mi-a spus, noroc că a auzit vecinul, căruia a intrat în curte peste el, cât să intre în casă, noroc că i-a auzit tabla de la gard cum i-a luat-o. A plecat cu tot, cu gard după el, târâș și cu șpalier, cu ce a luat, nu știu. Da, astea se repară. Copacii mai durează câțiva ani până o să crească. Bine că n-a călcat pe nimeni. Bine că n-a călcat pe nimeni. Sper să n-am niciun animal victimă, dar nu cred că pisicile erau prin casă, cățelușele erau și ele. Eu am văzut că lătrau. Deci când am ieșit, eu am ieșit, și că du-te în mașină, urcă în mașină și du-te după el. Deci efectiv am urcat în mașină, el plecase din curte și s-a dus în câmp încolo și noroc că era staționat tractorul la capăt, la ultimele case acolo și m-am oprit și am coborât și nu voia, deci nu voia să deschidă, nici nu știu, dar a fost o reacție pe moment. Nu mi-am dat seama din prima să-i opresc ea, că bine că n-a plecat, bine că nu l-a dus prea mult capul, era beat și el încerca să, probabil să mă calmeze pe mine la cât de tare urlam la el. Mă mir că n-a plecat, că n-a călcat accelerația, că, dar mă urcam peste el acolo, nu știu, cred că sincer i-aș fi dat una și eu îl opream, nu știu, că nu-l cunoșteam, nu știam cine și vă dați seama, pleca direct așa necunoscând, n-avea nici numere. Deci asta e problema, că degeaba îl filmezi, degeaba ai și camere de supraveghere și alte lucruri, dacă n-are numere la mașină și tu nu-l cunoști nici după moacă și nici nu vezi în tractor exact că na, era noapte, înțelegeți ideea. Deci, bă, dar nu pot să cred asta, hai că mă să mă vine poliția, cred. Îți ia până abia merge, deci abia merge, nici nu poate să meargă. Atât e de beat. Da, nu știu dacă se vede. Ah, deci nu se vede, nu e tuneric. Da, deci pe aici a intrat. Deci imaginați-vă, mașina mea era cam pe aici. Mașina era aici, acum am tras-o puțin mai în față, aștept să vină poliția. Deci mașina era undeva pe aici și el a intrat pe aici. Deci e rupt o plasă. Ah, nu, două, trei plase. Asta e ruptă. Asta e ruptă. A intrat, uite, urca pe aici frumos. Da. Una, două surpte. Două plase aici trebuie schimbate. Țava asta trebuie... Da, mâine dimineață vedem cum o fac, cum o fac. Deja știu că trebuie să o tai de jos. Pun alta, ca aia n-am ce să mai fac cu ea. Un brad mort. Mort. Mort bradul. Intrăm în curte frumos. Ia uite, a doua plasă. Da. Ia uite-l. A intrat cu tractorul în curte. Bă, deci cum e posibil așa ceva? Acum să-mi imaginez, încerc să fac, să văd pe unde s-a dus. Cum a gândit-o, cum a intrat. Cred că a intrat deci, exact pe aici, că dacă pe ăsta l-a rupt. Deci pe aici, apoi, nu știu ce, nu știu, s-a bulversat rău. Ăsta e mort de tot. Bă, și era atât de frumos, mă. Bă, l-a retezat, bă, l-a retezat. Uite. Copacul, bă, frumos copac, bă, bă, ce neciudă, bă, bă, și făcea niște fructe, bă, făcea niște fructe, mă. Da, și al doilea mort, de jos, de tot, complet, doi, unu, doi, mă mir că n-a ajuns în colț, nu, ba nu, prin colț a ieșit, a luat-o direct așa pe aici, ia uite, da, stai, pe aici a ieșit. Nu mire, ia uite, ăștia mai au șanse și mai revini, ia uite, l-a pus la pământ, cred că l-a culcat, nu știu cum i-a făcut, a trecut peste el și s-a lăsat copacul, dar copacul, bradul ăsta, s-a lăsat și s-a ridicat la loc, cred că, da, trandafiri, călcați toți, copacul ăsta pe jumate rupt, da, daune, încă unul. Deci imaginați-vă că aici e locul de joacă, da? Deci trambulina aia era undeva pe aici. Și am mutat-o tocmai în partea aia lângă... Am împins-o până în garaj, așa pe unde pot să trec. Uite, urmele de la tractor. Da. Deci eu nu știu, bă. Deci țocul gardului
acolo are undeva la vreo 40 cm și în partea asta are până la 60. Deci efectiv cât a urcat, îți dai seama, deci atât de țeapă să fii, beat mort. Bă, stai că nu se agață creanga în mine. Bă, nu mai aveam nici baterie în momentul ăla, mă, ca să filmez. Cum trebuia, mi se închidea telefonul repede, ce mă enervează. Acum l-am... Vai de capul meu, uite, ăsta e mort, mărul și el. Mort. Nu mai e nicio șansă, ai rupt. Ai rupt din rădăcină. Ăsta bine atins. Da. Și trambulina, uite cât am mutat-o. Trambulina am mutat-o vreo 3 metri. Deci dacă era, să zicem, băi, era 6:20. Deci ora 6:20. Da. La 6:20 s-a întâmplat. Vecina venise speriată pentru că aștepta fata de la școală. Imaginați-vă, ora 6-7 când scapă copiii de la școală, de la liceu. E timpul săptămânii, azi este vineri. Vineri, 28 ianuarie 2022. Aoleu, deci e imposibil. Mă, mă mir că trambulina, da, a reușit să o împingă, de asta s-a dus în partea aia. Da, stai așa că nu trebuie să mut nimica. O las așa că trebuie să vină să facă poze. Dar mi-e ciudă cel mai rău de copaj, vă zic sincer. Mâine dimineață să văd realitatea care e. Da, mi-e ciudă pentru că deja aveau 3 ani, 3-4 ani, nu mai știu. Da, e de capul meu. Și acum ar fi trebuit să înceapă să rodească bine. Da, uite că cireșii nu i-a atins. A trecut printre cireși, dar cum? Cum a venit din partea asta? Pe unde s-a urcat? Nu înțeleg. Mă mir. Ăsta e neatins și nici ăla nu i-a atins. În schimb a intrat, uite, pe partea asta, a intrat în ăsta aici. Și a rupt. Le-a rupt căsuța. Asta nu-i pagubă, chiar nu mă deranjează. Bine că n-au rupt canalul, mă mir, că scotea țâșnea tot acum. Mai făceam și altele noapte, trebuia să opresc toată apa. Aia e dezastru, e ruptă. Nu mai e nicio șansă. Da, e îndoit arcada. Strâmbă. Deci noroc de pragul ăsta, că e mai înalt aici, o diferență de vreo 30 cm, că urca și putea să ducă direct pe prispă. Da, direct. Da, am fost la poliție, m-a luat ca să fiu ca martor, că nu vrea să sufle și nu voia nici să ia sânge să meargă, dar până la urmă l-a luat și s-a dus el să... Vrea, nu vrea, are dreptul, mi-a spus. Are dreptul să nu sufle sau să nu ia sânge și tot îl bagă, tot ca aceeași, cum îi spunem. Păi și de unde să-și dea ei seama ce alcoolemie? Păi s-a dus cu el acum. Nu, s-a dus cu el la spital să ia sânge forțat. Păi asta zic. Chiar de nu-și dă seama, tot infracțiunea este. Adică tot aceeași, în același... cum zici, în același cadru îl încadrează, știi? Ca și infracțiuni. În aceeași categorie, știi? Așa mi-a spus. Uite, trandafirii, hai să zici că ăsta e o parte din ei. Dar ce mai mult mii de, da, ăștia doi, mi-era cea mai mare ciudă, mii de, ăștia trei. Ăștia trei, mi-era o ciudă. Bine, n-a intrat în cireș, nu? Dar asta nici asta nu mai e, e mort. Știi de ce? Pentru că, uite, e mort. I-a rupt rădăcina. Dacă e mutat din loc și i-a fisurat-o, el acum e strâmb așa, dar e mort. Nu cred că mai rezistă. Îl lăsăm, să zic, dar dacă l-a afectat... Da, le tai păsea de aici. Da, ăsta degeaba. Poftim? Să faci poză? Da, să ai amintiri. Da, nu mai amintiri de astea, să nu avem. Da. Erai în curte cu copiii, ieșai după ceva. Da, da, ăștia era 6:20, 6:25. Dar ți intra în casă dacă nu era arcada. Da, mă, la apel, exact când m-ai sunat tu atunci, câteva minute. Da. Dar mă mir totuși că n-a urcat și partea asta, că dacă a urcat gardul, bă, unde e înalt, frate, deci e aceeași treabă. Deci e imposibil așa ceva, cum să... Da, mi ferește. E imposibil așa ceva. Da. Aș vrea să-l ridic pe ăsta acum, dar trebuie să-l las ăsta ca să vină poliția să facă pozi, că... Poate și mai revine, poate să ridică. A, e steaua noastră, băi, e capul meu, mâine am de muncă. Da. Să filmez mâine, mai pe ziua, că... Da. Deci e imposibil, așa ceva nu mă gândeam vreodată. Să-ți intri în curte. Poți să ai și gard de becea, că ți intră și-ți dă rămă gardul de becea cu tractorul. Da. Da. Pagubă, estimez pagubă acum. Ce pagubă să estimez?
3 ani, așteaptă să crească copaci acum. 3 ani. Plus că ei mai aveau încă 2-3 ani când i-am luat. Au în jur la 5 ani, cred că minim. 5 ani, 6 ani au ăștia. Da. Exact. Dezastru. Gardul. Am partea aia cât ăsta, așa, să mergi pe partea aia, să vedeți. Pot să ies. Să vedeți pe partea aia. Băi, da, e imposibil așa ceva, deci n-avea nici lumini, n-avea nimica. Mort, mort, mort. Să văd în partea asta, deci a ieșit pe partea asta, deci imaginați-vă, asta e strada, da? La mine e pe strada, asta e strada principală, încolo e câmpul, la 200 de metri câmpul, nici 200 de metri, 150 de metri câmpul. Și ăștia vin toată ziua din câmp și vor să o ia pe uliță, pe partea asta, sau se ducă încolo, nu știu. Și asta cred că a vrut să o ia pe uliță, pe aici. Și a luat-o direct spre uliță, da. Și în urmă cu nici măcar, nu știu, în toamnă, cineva a mai luat stâlpul ăsta și o porțiune de vreo 10 metri de gard cu un utilaj, după cum am zis. Partea asta și partea aia. Că intră cu utilaje mari, dar asta era tractor mic. Da, uite, l-a smuls până aici. Până și în partea asta trebuie schimbat, până aici trebuie schimbat. Uite, gardul vecinului. Da, trebuie schimbat cam până aici plasa. Deci unde s-a smuls. Toate trebuie schimbate. Da, frate, știu, e o plasă, nu e nicio problemă. Da, se schimbă, bine că nu-s victime. Dar imaginați-vă că pe aici scase, deci scase până în capă și pe partea asta și pe strada cealaltă. Și copiii la ora asta vin de la școală. Ora 6-7 seara vin de la școală. Nu ai trotuar, nu ai absolut nimic. Deci nu ai trotuar. Intră direct în plin, te omoară. Așa s-a mai întâmplat acum vreo 2 ani cu altcineva cu mașină care a intrat în ăsta, în bolovanul ăsta, a ricoșat la noi în gard. Nu, a ricoșat din gardul ăsta, în stâlpul ăsta, după aici și după în gardul vecinului. Cu un jeep care mergea mai cu viteză. Cam cu 80 sau 100 avea pe strada asta, pe ulița asta. O uliță mică. Merg ca demenții. Deci, da, și vecinul, gardul aici, i-a luat toată bucata asta. A intrat, de fapt, a ieșit de la mine, deci uitați-vă cât e de mare, da? Ăsta mi este până peste genunchi, da? A ieșit și intra în casă peste el, deci aici e casă. Intra pur și simplu în casă, noroc s-a oprit având crengi, multe crengi aici și l-au oprit crengile cel mai probabil. Da, stâlpi tot rupt. Deci trebuie schimbat aici cât sunt stâlpi aici, 1, 2, nu, 1, 2 și ăsta. 2 stâlpi, partea asta schimbată, da. Cum să nu, foarte drăguț. Altceva n-aveam de făcut la ora asta. Sau mâine. Da, bani pe care trebuie să-i dau acum obligat forțat din buzunar, că până plătește paguba, dacă reușesc să o plătească, nu știu, aștept să facă în comentarii, pentru că dacă are bani, din ce am înțeles, nici măcar nu-i tractorul lui, e împrumutat de la fratelui sau ceva de genul, omul stă bea țeapă în tot timpul. Da. Asta a smusă de aici, mă. S-a făcut cu totul. Foarte fain, foarte fain, ce să zic. Asta trebuie. La ora asta. Da, pa!